Cine să trăiască, cine să trăiască la mulți ani? Nu-i normal să-l vreau lângă mine de ziua mea? De 3 ani de când e cu individul ăsta. Îl dirigează și îl conduce cum vrea. Eu când ți-am zis să faci 2 că unul n-ajunge. Ție ți se pare normal să n-am acces în casa copilului meu? Vreau să stai liniștită și nu te panichezi. A făcut un accident. A dat peste un copil cu mașina și l-a omorât. Vă este familiară, sper, conjunctura incidentului. Acesta sunt eu, acesta el. Și aici s-a produs impact. Afară din localitate nu e cam 110 viteza legală? Păi da, și domnul Barba a avut cel puțin 140. Ca să-și schimbe declarații. Scrie cât spuneți. Dacă declarați ce înscrită, în instanță mai aveți o șansă. Dacă maică-ta face un efort, toți facem un efort. Vreau să mă lăsați în pace. Nu vă mai băgați. Înțelege. De ce te comporți cu noi ca un dușman? Uneori trebuie să mai faci și tu. E bine, în primul rând, pentru tine să te confrunți cu situația, ca să zic așa. Fut în gură. Dar nu, eu să știți că vreau să facă dreptate și mă duc până la Dumnezeu. Sunteți sigură că vreți să auziți toate chestiile astea despre el? Turbine, tempeste, telefon. Sunt ultimile lucruri care le-a avut asupra lui. Nenorocit copilul.